Salutare toată lumea, eu sunt Andrei și bine m-am găsit la un episod alături de stand-up cu prietenul meu. Astăzi îmi voi la revanșa, sper că o să-mi iau, dacă nu pierd. Și da, sper să-l bat pe domnul Mateo. Știu că nu se intre. Te aștept la pânde. Deja ai auzit cu ce? Hai zi mă, ce faci, ghiță? Intri? Și știu că încă n-am postat videoclipul cu greșelile. Am să încerc să-l fac, dar... Sperăm. Sperăm. Da, bravo, la mine s-a blocat. Mulțumesc pentru armă. Am un HP. Ce-ai făcut? Cum poți să tragi de lângă mine, nu înțeleg. Ah, salut. E puternic, e, are hack-uri. Ia vrei să pasezi? Hai, baftă. O să ai nevoie. Așa am spus și data trecută și am pierdut. Poate tu o să ai nevoie, stai zis. Cred că o să fie două părți cu greșeli din acest 1v1. Poate o să fie cu stand-off și poate unul cu snipe. Poate. Sau poate să fie două părți, nu știu, o să vedem. Cred că o să apară azi. O să filmăm azi și o să-l postăm mâine. Deci, ceva e un semn rău, pentru că data trecută tot aici am murit. Ceva nu-i bine. Ceva miroase, nu prea miroase bine. De bine e o bun om. Poate să facem azi părțile, deci nu vreau să facem părțile și trebuie în semn, nu? Îți dai seama că nu te aude nimeni? Era și timpul. Ce arme era? Dar să iau asta ca să nu mai cumpăr. Chiar crezi că eu te cred? M45 e chiar foarte bun. Sau așa îi spunem noi, depinde cum îi spuneți voi. S-a dus mă ghiță asta. Parcă vezi că e de la... Atunci, vezi tu? Ce faci? Ce faci aici? A? Ce faci? Mă așteptai cu o surpriză? Știam că ai venit pe aici, că mi-a arătat pe hartă. Hartă nenorocită. Dacă ești în apropierea mea, deja te arată. O întrebare, de ce n-am schimb pe AK? Ce? A, că e AK-ul tău. Deci că aveai un schimb pe AK? Da. Iar o luat pe altcineva. Nu! Aaaa! Aaaa! Ți-am dat de multe ori în tine. AK-ule! Cu shotgun-ul, doamne. Deci ce nob! Da, mă, tine ce faci, piezi? Sper că voi luați revanșa și după aia vezi că am 7-1 și după aia mă bate. Nu cred că sunt așa de fraier. Și sunt. Bai. Serios? M-am și blocat și tot i-am bătut. Bă, mă, te-ai găsit și ți-al loc, nu-i bine. Da, dar eu te-am bătut de două ori, niciodată. Stai să văd dacă te bași acum și de fapt trei ori m-am bătut. Odată m-ai bătut, că data trecută... Am jucat așa, amical, să da, zicem. Da, au fost 6-7 pentru mine, nu știu cum What? Just kidding, bro. Just kidding. E, nu cred că e din nou pe aici, nu cred. Eu țindeam să mai spre cap? E chiar să iau aceasta, nu mai contează. 5-0, frate, nu mai suport. 5-1, mai cărât.
Deci dacă iar o iei pe acolo. Pentru că pierde cam des. Pierde cam des. Da, tu. Sper că nu se aude bine în mare. Eu deja am un plan, dar nu știu când am să-l postez cu greșeli. Cred că o să-l filmăm azi, prima parte. Și după aia, cred că o să facem partea a doua. Nu o stați sigur că o să fie în fiecare zi numai cu părți greșite. Mai avem și noi lucruri. Bine, numai ales că eu sunt casa 5-a, prea mea aia mi-o timp din nimic. Da, putea să o plantez din lămbe. Parcă vezi că mă duc în A și nu-i nici acolo, și nici bomba. Că nu te crede. De-abia aștept să văd noua hata provinciei, să zicem. Poate să adaug și grenezi. Ar fi șmecher. Revino-ți. Nu ți-ai băut cafeaua de dimineață? No, încarcă. A 4%. Deci fii atent ce strategie am făcut. Am dat o leacă și am așteptat, eu m-am mișcat ca să nu mă atingă și după aia să încarce, după aia să-i dau eu. Băi, ce șmecher râs. Aș merita un premiu. Băi, frate, cum să nu știi? Doamne. Ba, să crezi. Acum mai și repede te-am bătut. No! Ce zici, mai jucăm? Să-ți iei revanșa? Nu, da. O să pun pauză și o să revenim cu nouă meci.